Ale clasei a 12-a vă vor prezenta omagiul contemporanilor și epigonilor Eremia Grigorescu. Le invit alături de mine. Generalul Eremia Teofil Grigorescu s-a născut în familia unui învățător de țară din satul Goloșei, de lângă Târgu Bujor, fiind cel mai mic dintre cei 4 copii ai familiei. A urmat școala primară și gimnaziul la Liceul Vasile Alexandrii din Galați între 1870-1878, iar ulterior Liceul Național din Iași între 1878-1881. În pofida dificultăților materiale cauzate de decesul timpuriu al tatălui său, reușește să-și finalizeze studiile gimnaziale și liceale. După susținerea bacalaureatului, s-a înscris la Facultatea de Medicină și de Științe din cadrul Universității din Iași. Ca fiecare om însă, a avut și el o viață personală, de familie, despre care se știu poate prea puține lucruri. După terminarea studiilor la Școala de Aplicație a Artileriei, s-a căsătorit la 15 noiembrie 1888 cu Elena Aracu, prima fată absolventă a Facultății de Științe a Universității din Iași. Ea a funcționat ca profesoară de matematică la Școala Centrală din Iași și ulterior, până la pensionare, la internatul numărul 1 din București. Din această căsătorie au rezultat 5 copii: Margareta, harpistă; Romulus, expert pictură; Aurelian, inginer; Traian, general de divizie; și Lucreția, expert grafolog. Cea de-a doua soție a generalului Eremia Grigorescu s-a numit Elena Negroponte. Întâmplările legate de această căsătorie au fost relatate astfel. Elena Grigorescu, fostă Negroponte, era fata marelui bogătaș Negroponte. În castelul Negroponte din Onești era cartierul general al lui Eremia Grigorescu pe timpul bătăliilor de la Oituz. Căsătoria cu Elena Negroponte s-a încheiat în august 1918, iar Eremia Grigorescu a murit la 21 iulie 1919. Decebal Grigorescu, nepotul generalului, afirmă că Eremia Grigorescu nu a acceptat niciun dar din partea familiei Negroponte, fiind o căsătorie de obligație. Pe de altă parte, din alte lucrări dedicate generalului Eremia Grigorescu, aflăm că generalul Eremia Grigorescu, fiul al meleagurilor gălățene, a avut cea mai mare parte a averii la Ivești, moșie pe care a primit-o cadotă în urma căsătoriei cu Elena Negroponte. Faptele de arme ale ustașilor armate întâi și ale ilustrului ei comandant, generalul Eremia Grigorescu, au atras admirația întregii țări. Gazetele și ziarele românești au acordat spații largi pentru sublinierea faptelor de arme și de vitejie ale vrednicului comandant al armatei întâi de la Mărășești. Scrisori, telegrame și felicitări îi soseau din tot cuprinsul țării. La 30 august 1917, profesorul Dimitrie Gusti se adresa cu următoarea scrisoare generalului Grigorescu. Îngăduiți unui admirator al dumneavoastră să vă aducă cele mai vii omagini pentru chipul strălucitor, cum ați știut să conduceți luptele, mai întâi la Oituz, apoi la Mărășești. V-a fost dat, domnule general, să țineți piept dușmanului superior ca număr și armament în cele mai critice momente, acoperind astfel armata și națiunea română cu o nepieritoare glorie. Alexandru de Xenopol a făcut un apel prin ziarul Neamul Românesc. Iubiți colegi, noi, care am avut norocul să trăim ca să apucăm cele mai glorioase zile pe care neamul nostru le-a scris în Cartea Vremilor, trebuie să arătăm dragostea și admirația noastră marelui soldat Eremia Grigorescu. Noi, care i-am dat botezul științei în vechea cetate a culturii românești. Fiul micului învățător din Covârlui, fost elev al școlilor din Iași, trebuie să primească o sabie de onoare ca omagiu din partea Iașului, iar prima listă de subscriere o începem noi, foștii lui profesori rămași în viață. La această inițiativă, generalul Eremia Grigorescu a răspuns cu următoarea scrisoare adresată istoricului Alexandru de Xenopol. Maestre, gândul vostru mi-a înălțat inima. Rog însă ca sabia ce voi ți-am da să aibă o cât mai mică valoare materială. Suma ce veți aduna să fie destinată pentru înălțarea unei amintiri pe una din piețele Iașului, în cinstea scumpilor noștri ostași care și-au jertfit viața pentru a așeza numele și destinul țărilor în cheutoriile veșniciei, al dumitale vechi elev, generalul Grigorescu. În memoriile sale, Nicolae Iorga nota, în ziua de 23 decembrie 1917. Dimineața, doamna Xenopol îmi aduce un apel al soțului ei pentru o sabie de onoare a generalului Grigorescu.